Cel mai cunoscut robot umanoid a ajuns la Cluj, la școala Transylvania College. Elevii au avut ocazia de a interacționa cu Nao, un robot care circulă prin mai multe școli din Europa, pentru a crește elevilor interesul pentru robotică și programare. Robotul este folosit de mai multe școli din Europa și din lume pentru a ajuta la procedeul de predare și pentru a le crește elevilor interesul pentru robotică și programare. Potrivit știri de Cluj, robotul este folosit de asemenea pentru a interacționa și a le preda copiilor cu dizabilități, precum autismul. Acesta este capabil să execute mișcări și sarcini complexe, dar este și ușor de programat, astfel încât elevii să fie în stare să dezvolte mici aplicații prin care să îi poată da comenzi. Roboțelul Nao a ajuns la o școală clujană, Transylvania College, unde elevii au avut ocazia să interacționeze cu unul dintre puținii roboți umanoizi din lume. O româncă stabilită în SUA, ce lucrează în cadrul companiei care a proiectat robotul, a participat la eveniment pentru a arăta elevilor cum funcționează Nao. Românca afirmă că robotul este folosit în vari domenii, aceasta datorită posibilităților nenumărate în care poate fi programat. Acesta este folosit pentru a ajuta la predat, pentru a le explica elevilor bazele codării, dar poate fi folosit și pentru a ajuta pe bătrâni. Elevii vor mai avea ocazia de a-l vedea din nou pe Nao și chiar de a dezvolta aplicații pentru el în cadrul ediției de vara viitoare a taberei de robotică.